Bună tuturor și bine ați revenit pe canalul meu de YouTube! În clipul de astăzi o să vedeți ce am mai mâncat în ultima perioadă și anume continui seria de tipul mesele săptămânii, fiindcă știu că vă plac și sunt foarte apreciate aceste clipuri și mie la rândul meu îmi place și să le filmez, dar și să le văd pe alte canale de YouTube. De asemenea, mă gândesc de fiecare dată ce alte rețete aș putea să mai fac sau cum aș putea să mai satisfac poftele și încerc să gătesc într-o cantitate destul de mică, încât să mâncăm de maxim două ori din acel fel de mâncare. Nu știu voi când sunteți, dar eu în această perioadă în care stăm non-stop în casă, aș mânca non-stop, am tot felul de pofte, încerc să mi le satisfac, dar uh, într-o cantitate mai mică, și am grijă să nu exagerez, bineînțeles, inclusând în alimentație atât fructe cât și legume E bine, vizionare plăcută, sper să rămâneți cu mine până la final Fiindcă am o grămadă de idei în acest clip pentru voi Idei de mâncare, de feluri de mâncare Sper să vă placă, nu uitați să-i dați un like acestui clip, să vă abonați dacă nu ați făcut-o deja Vă pup și multă sănătate vă doresc! În această dimineață am pregătit micul dejun pentru două persoane, pentru mine și pentru soțul meu, și anume am făcut o omletă din patru ouă de tip clătită, peste care am ras brânză de vacă, o brânză telemea sărată și am făcut lângă și o salată. Aveam o salată verde destul de ofilită și am zis că este ultima șansă în care aș putea să fac ceva cu ea. Am adăugat castravești, ceapă roșie, roșii, ceapă verde, ulei, sare, piper și salata este gata. Iar lângă vom mânca cu pâine, niște două felii de pâine neagră, fiecare câte una. Eu îmi voi bea apa cu lămâie înainte să mănânc, iar Adi va avea o cafea cu lapte și îndulcitor. Astăzi am făcut sărmăluțe, Câteva, într-o cantitate destul de mică, așa că mi-am pus șase sărmăluțe, dar eu le fac destul de mici, cam cât este degetul mic de la mână. Peste am pus și puțină smântână și le voi mânca așa, fără pâine sau o mălicuță. Pentru cina din această seară am pus într-o tigaie cu foarte puțină apă un, o pungă de amestec de orez cu legume. Un amestec pe care îl am de la Edenia, amestec, amestec stir-fry, mazăre, orez, morcov, ceapă, ciuperci, ardei roșu, ardei verde și porum dulce. Punga are 450 de grame, ne va ajunge pentru două persoane, iar atunci când a fost gata am adăugat puțin ulei de susan. Pentru a-i da un gust asiatic, zic eu, un fel de orez prăjit. Puteam să adaug și ouă, însă am mâncat la micul dejun, așa că am lăsat uh, preparatul simplu. În această dimineață a fost soțul meu la cumpărături la Lidl, așa că a cumpărat pentru micul dejun și câte un croissant cu unt. Acesta va fi micul meu dejun și anume un croissant cu unt, uh, bogat în calorii, cred, și o cafea cu lapte și îndulcitor. Pentru prânz am pregătit o pizza rapidă în tigaie, rețeta o găsiți și pe canalul meu de YouTube, dar oricum o să vă las linkul și în descriere. Această porție, această pizza, am mâncat -o împreună cu soțul meu, deci jumătate-jumătate. Se face foarte rapid din câteva ingrediente, vedeți cât de bine arată pe fund, s-a rumenit și v-am zis, în 10 minute este gata, chiar vă recomand să o încercați. Bineînțeles, încercați să respectați instrucțiunile pe care vi le las eu în clip astfel încât blatul să, să, să puce să se coacă în întregime. Dar a fost delicioasă. La gustare mi-am luat câteva felii de pomelo. Bine, nu-i voi mânca toată această cantitate, probabil voi mânca doar două felii. În această seară la cină voi mânca ultima porție de sărmăluțe și anume patru sărmăluțe, de data aceasta puțin mai mari, cu jumătate de colț de pâine neagră, am adăugat și două bucățele de șunguliță afumată, șunguliță pe care am adăugat-o atunci când am făcut sarmalele pentru a-i da un gust ușor afumat. Micul dejun din această dimineață a constat într-o mini baghetă pe care am uns-o cu cremă de brânză în jur de o linguriță, două lingurițe maxim pe fiecare jumătate de chiflă. Două felii de salam, asta este crema de brânză pe care am folosit-o, o cremă de brânză clasică și jumătate de ardei gras. Foarte simplu și rapid. Pentru prânz am pregătit rață la cuptor, a ieșit extraordinar de bună și de. Fraged, a fost pentru prima oară când am făcut rață, sinceră să fiu, iar lângă o salată, fiindcă a cumpărat soțul meu ieri și salată și foarte multe legume proaspete, încât era păcat să nu fac o salată cu ceapă verde, ridichi, roșii, ardei gras, ca și gustare ceva dulce și anume o napolitană, destul de mică, cred că avea în jur de 30 de grame da, 35 de grame mai exact, cu bucăți de alune în ea. În această seară am pregătit niște paste cu sos de roșii și piept de pui. Rețeta o găsiți de asemenea pe canalul meu, dar o să vă las și linkul în descriere. Se fac foarte ușor, în 10-15 minute. E bine, din cantitățile pe care le-am filmat eu un clip, au ieșit două porții. Ce vedeți în farfurii ar fi o porție. Totuși eu nu am mâncat în întregime această farfurie, această porție, fiindcă a fost destul de mult pentru mine, nu că n-aș mai fi putut să mănânc, dar am încercat să să nu exagerez, având în vedere că eu vreau să, să mai și slăbesc sau măcar să mă mențin la greutatea asta în acest moment. Am adăugat peste și 10 grame de cașcaval pe care l-am dat pe o răzătoare mai mică, tocmai pentru a părea mai mult, a avea un volum mai mare și aceste paste vă recomand să le încercați. În această dimineață mic dejun fără plating și anume voi mânca 3 felii de vasa una o voi unge cu salată de icre, o linguriță pun, mai mult nu, iar celelalte două le voi mânca cu humus cu ardei copți, fiindcă vreau să termin cutia și îmi voi tăia și o roșie pe care voi presăra puțină sare. La prânz am pregătit niște crispy strips, doar trebuie să le bag la cuptor. Sunt bucăți de piept de pui date prin ou, condimente și fulgi de porumb. Așa arată varianta mea de KFC de dietă, fiindcă mi este foarte poftă de KFC. Am pregătit aceste crispy strips la cuptor, deci fără pic de ulei. O variantă mai sănătoasă, fulgi de porumb au fost fără adaos de zahăr. Am pus și niște bulete din acestea de cartofi la cuptor, iar lângă am pregătit un sos de usturoi cu iaurt. Am uitat să vă arăt ce gustare am luat astăzi și anume un tiramisu, a fost porția de 400 de grame, am filmat după ce am mâncat, fiindcă din această prăjitură, eu credeam că sunt mai multe prăjiture, un set, dar atunci când am desfăcut-o am văzut că de fapt este un fel de prăjitură mai mare. Am tăiat jumătate, adică 200 de grame și am făcut jumătate-jumătate cu soțul meu. Deci în total eu am mâncat 100 de grame de prăjitură din aceasta. Pentru că aveam o caserolă mică de carne tocată, am zis să fac niște chifteluțe tot la cuptor, am adăugat usturoi, ceapă, condimente, pătrunjel, le-am dat o formă așa rotundă, le-am făcut destul de mici și le voi băga la cuptor, bineînțeles pe hârtie de copt, câteva minute până se rumenesc. Iar în această seară, fiindcă la prânz am mâncat ceva prostii să zic, voi mânca doar șase mini chifteluțe din acestea cu o ceapă verde. Așa au ieșit, se fac foarte ușor, foarte rapid și bineînțeles sunt și sănătoase. La micul dejun în această dimineață mi-am pus două linguri cu vârf de iaurt grecesc, peste care am adăugat câteva felii de banană o linguriță de semințe de chia și o linguriță de semințe, un amestec de semințe din floarea soarelui, in, susan, dovleac. Pentru prânz am pregătit un platou rece, pentru două persoane, bineînțeles, voi mânca cu soțul meu. Am pus o roșie, jumătate de castravete, măslinuțe, o ceapă roșie, chifteluțe făcute ieri, brânzătele mea de vacă și bucăți de kaiser ca ce vedeți în imagine, am mâncat uh, două persoane. La gustare am tăiat kiwi și am pus lângă și niște nuci, două trei bucățele de nuci. În această seară voi face un fel de gyros. Am un gyros uh, cumpărat din Lidl, deja condimentat cu ceapă usturoi, eu doar l-am pus în tigaie cu puțină apă. Voi face cu lipii din acestea de tip tortilla, ceapă roșie, am tocat ceapă roșie, castravecior murați și puțină smântână, în care voi adăuga puțină sare și cam atât, cărnița și cam atât, sărim peste cartofii prăjiți. Așa arată girosul meu, să spun. Bineînțeles, nu este varianta clasică, este pur și simplu o cină pe care am gândit-o eu. L-am împachetat ca și cum ar fi așa un burrito pentru a ne fi mai ușor să mâncăm. Am făcut 3, eu am mâncat doar ce vedeți în farfurie, adică unul și soțul meu două bucăți. Încă aveam de ieri lipile acelea desfăcute, am zis în această dimineață să le folosesc și anume le-am pus în tigaie până au prins puțină culoare pe o parte, iar separat am făcut niște scramble eggs și anume o omletă din două ouă amestecată așa. Am pus în lipi această omletă peste care am adăugat foarte multe legume, ceapă verde, ridichii, castraveți și bineînțeles altele. Astăzi am făcut niște pilaf cu foarte multe legume și anume cu dovlecel, ceapă, morcov, am pus puțin pătrunjel uscat, ciupercuțe, mai aveam câteva ciupercuțe în frigider. Iar porția este destul de mică, ce vedeți voi în imagine. Am încercat să o pun într-o farfurie mai mică decât de obicei ca să pară mai mult, vizual vorbind iar la sfârșit am adăugat câteva bucăți de rață rămasă de la, făcută la cuptor în această seară ni s-a făcut poftă de plăcintă cu dovleac, așa că am luat o plăcintă cu dovleac cumpărată de la Lidl de 800 de grame pur și simplu am desfăcut-o din pachet și am băgat-o pe tavă la cuptor Așa arată plăcinta. Bineînțeles că nu vom mai mânca altceva la cină și nu vom termina nici această plăcintă. Totuși 400 de grame de plăcintă sunt foarte multe, dar vom mânca fiecare câte 2-3 bucăți. Bineînțeles voi puteți să o pudrați, să o puneți cu o zahăr pudră sau așa simplă, dar chiar este foarte bună. În această dimineață mi-am pregătit 3 felii de pâine vasa pe care le-am uns cu cremă de brânză. Separat mi-am tăiat un castravete, o felie de brânză destul de mică și 4-5 măslinuțe sărate, măsline pe care le țin într-un ulei de măsline special. Și acesta a fost micul meu dejun, la fel de rapid. La gustare am poftă din nou de ceva dulce și voi mânca după câteva luni bune o șarlotă din aceasta, o budincă de ciocolată cu frișcă. Nu am mai mâncat de foarte mult timp, însă îmi place mult. Pentru prânz voi termina pilaful și anume au mai rămas 3 linguri de pilaf cu legume și rață, iar lângă mi-am pus niște bucăți de gogoșar. Astăzi am pregătit o supă de pui cu foarte multe legume, fidea, cartof, supă de pui făcută din spinări de pui, carnea mi-am pus-o separat într-o farfurie pentru a-mi fi mai ușor să mănânc. Așa că asta va fi cina mea, o supă fierbinte de pui, a fost foarte bună, gustoasă și sănătoasă. Sper că v-a plăcut acest clip, multă sănătate, vă pup!